Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Fiecare viață de om este diferită. Ce sfaturi funcționează pentru mine, s-ar putea să nu funcționeze pentru tine. Dar există anumite motive general valabile pentru care viața oamenilor este nașpa, iar în videoclipul de astăzi vom vorbi despre 5 dintre ele, cele mai importante în opinia mea. Eu pot doar să-ți atrag atenția asupra lor și să spun de ce e important să le îndrepți, însă numai tu poți face cu adevărat o schimbare prin acțiunile pe care le iei. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul motiv pentru care viața ta e nașpa este că nu te cunoști. Până la vârsta adolescenței n-ai avut aproape nicio grijă pentru că te-au avut părinții sub aripă, însă odată ce treci prin adolescență începi să conștientizezi că nu vor fi acolo tot timpul. De aceea trebuie să te maturizezi ca să devii un adult pe care te poți baza, un adult în toată regula. Și pentru asta ai nevoie să te cunoști pe tine și să-ți formezi niște principii după care te vei ghida în viață. Și tocmai asta e greu, că până acum părinții gândeau pentru tine, dar acum trebuie să gândești singur și să iei decizii și pe de-o parte e de bine pentru că nu mai depinzi atât de mult de părinți, însă trebuie să ai și mai multe responsabilități. Libertatea nu e ușoară, să iei decizii nu e ușor, de aceea ai nevoie de principii și idei după care să te ghidezi, iar perioada adolescenței este cea mai bună perioadă pentru formarea lor. Trebuie să ajungi să te cunoști pe tine și să vezi ce funcționează pentru tine. Al doilea motiv pentru care viața ta e nașpa este că te lași controla de alții. Acest motiv este strâns legat de primul, pentru că atunci când nu ești capabil să iei decizii pentru tine, alți oameni le vor lua în locul tău. Și foarte des oamenii te pot manipula dacă iau decizii pentru tine și asta o poți vedea foarte clar când părinții dictează copiilor ce meserie să urmeze. Și am văzut asta de o grămadă de ori la liceu, colegi de-ai mei care doreau să urmeze o anumită facultate doar pentru că părinții le-au spus să facă asta. Nu pentru că erau ei pasionați de disciplina respectivă și asta este o mare diferență și o mare problemă. Și părinții nu au o intenție rea când fac asta, adică își doresc ca copiilor să ajungă ce n-au reușit ei să ajungă sau să aibă un serviciu stabil și decent plătit. Însă un lucru crucial pe care părinții nu realizează când își forțează copiii să urmeze o anumită meserie este că copiii sunt diferiți de ei, au interese diferite și poate nu se simt împliniți urmând acel drum, se simt ca niște impostori. Ca să fii un impostor la locul de muncă nu face bine nici ție, nici oamenilor cu care lucrezi. Trebuie să fii pasionat de ceea ce faci. Așadar, nu lăsa pe alții să ia decizii pentru tine, nici măcar pe părinți. Sigur, poți lua sfaturi de la ei, însă decizia într-un final este a ta, chiar dacă nu o ai acum. Al treilea motiv pentru care viața ta e nașpa este că nu accepti suferința și o ascunzi. Mai am puțin și termin această carte numită Brave New World. Este o carte despre o societate ideală în care oamenii sunt făcuți în laborator, sunt spălați pe creier și li se dau droguri pentru a fi fericiți și perfecți. Practic, oamenii sunt condiționați să fie ca niște roboți, să simtă doar anumite emoții și să se comporte într-un anumit fel. Însă asta aduce niște efecte foarte negative. Când cineva se naște, nimeni nu se bucură. Când cineva moare, nimeni nu plânge. Oamenii sunt tratați ca niște simple obiecte. Și autorul încearcă să evidențieze cât mai mult acest aspect. Ce s-ar întâmpla dacă am trăit toți într-o societate perfectă în care nu există nicio problemă și toți suntem fericiți? Ei bine, în viață nu este vorba doar despre fericire. Există o gamă întreagă de emoții pe care cred eu că e obligatoriu să le simți ca să trăiești cu adevărat. Și printre aceste emoții se află și suferința. Și faptul că ai suferit la un moment dat te face să realizezi cu adevărat ce înseamnă fericire. Așa că data viitoare când suferi, când ești la pământ, când ți-e greu, nu fugi de acest sentiment. Adu-ți aminte că face parte din experiența de a fi viu și de a trăi. Și ca să treci de această fază, trebuie să confrunți sentimentul suferinței, pentru că dacă l-ascunzi, nu vei scăpa de el. Până la urmă, scopul nu este să nu ai nicio problemă. Scopul este să ai suficient de puține probleme încât să le poți tolera. Dacă n-ai avea nicio problemă, viața ar fi plictisitoare. Al patrulea motiv pentru care nu ai o viață atât de bună pe cât ar trebui este că nu ai prieteni, nu ai relații, nu ai pe cineva în care
care să ai încredere. Unele dintre cele mai frumoase momente din viața mea au fost alături de prieteni și de familie și nu le voi uita niciodată. E foarte important să ai pe cineva cu care să comunici, să schimbi idei. Altfel te simți singur și te simți de parcă nimănui nu-i pasă de tine. Dar sunt sigur că poți să-ți faci prieteni în orice circunstanță te afla, oameni care le-ar plăcea să te aibă împrejur. Dar pentru asta trebuie să cauți prieteni, nu să aștepți să vină ei la tine. Încearcă să interacționezi mai mult cu oameni din jurul tău, oameni necunoscuți. Și sunt sigur că vei găsi cel puțin unul care are interese comune cu tine. Și în final, al cincelea motiv pentru care viața ta e nașpa este că nu ai grijă de corpul tău. Mănânci și bei prostii, nu dormi suficient, nu faci mișcare, nu ții cont de regulile de igienă. Toate acestea duc la un corp de rahat. Și nu numai că arăți nașpa, dar te și simți nașpa și pe cât de urât poate să sune, s-ar putea să fie și unul dintre motivele pentru care nu ai prieteni. Doar dacă începi să dormi suficient și să mănânci bine, vei observa o schimbare majoră în viața ta. Nu te vei mai simți atât de obosit, te vei simți mai activ, mai plin de viață și dornic să ai o zi productivă. Nici măcar nu poți să te întrebi de ce ai o viață nașpa dacă nu îți satisfaci nevoile primare, de bază și nu ai grijă de corpul tău. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu! Pa, pa!